Au fost două reprize distincte, prima bună pentru Olteni ocazii și o a doua modestă, cu minute bune de apărare și cu un gol încasat la final de partidă. Alba Albaștri au deschis scorul prin Nicușor Bancu în minutul 31. A fost o centrare a lui Houri pentru Marcovic, care a șutat în blocajul unui fundaș, iar mingea a ajuns la capitanul Crevei, care a șutat din voleu imparabil pentru Clujeni. La finalul primei reprize Craiovenii au avut o ocazie excelentă. Alex Mitriță i-a pasat excelent lui Marcovici la 20 de metri de poarta Ardelenilor, dar scărița încercată de Iovan a fost respinsă de portarul Clujan în corner. În repriza secundă, Universitatea Craiova a făcut pasul în spate astfel că Ardelenii au devenit mai periculoși. O ocazie mare de gol a avut-o Ianis Stoica, al cărui șut, dintr-o poziție foarte bună, a fost scos in extremis de popică. Alba albaștri puteau închide meciul prin colici, dar bosniacul a călcat pe minge într-o poziție foarte bună. În prelungiri, Bancu și Silva s-au încurcat la o minge care a ajuns la Nistor, iar fostul fotbalist al Craiovei a șutat puternic de la 15 metri la colțul din stânga, marcând golul egalizator. După acest meci, Universitatea Creva se află pe locul 3 în clasament după FCSB și CFR Cluj. În etapa viitoare, pe 1 octombrie, Universitatea va evolua în bănie împotriva formației FC Botoșani.